Bine ați venit la a doua sesiune. Haideți să stăm ridicați în picioare. Poate că sunteți cam obosiți un pic, dar o să mai stăm și jos. Credem că Domnul nostru merită și acest mic efort din partea noastră și să lăudăm din toată inima.
Amin, slăvit să fie Domnul. Puteți să vă ocupați puțin locurile? Mă bucur că suntem și mai mulți decât la prima sesiune și aș vrea să vă întreb, vă place la conferință? Vă simțiți bine la conferință? V-a plăcut cum a cântat Messis? V-a plăcut cum a cântat corul? Și nu-mi răspundeți cine a cântat mai bine. Știți de ce vă pun aceste întrebări? Ca să le punem la zid și să vedem cât de puțin contează de fapt. Mă bucur, contează că ne simțim bine la o astfel de întâlnire și asta arată că ne putem identifica și că lucrurile spirituale au o însemnătate pentru noi. Dar ziua de mâine va veni cu provocările ei. Poate foarte, foarte mari pentru unii dintre noi. Și dacă mâine vei fi diagnosticat cu o boală foarte gravă, sau dacă mâine relația în care ți-ai pus toată încrederea și pasiunea se va încheia brusc, sau dacă mâine vei pierde pe cineva drag sau locul de muncă, cât va mai conta că astăzi te-ai simțit bine și că corul a cântat frumos și că Messi s-a cântat frumos și că a fost frumos? Nu-ți vei mai aminti. Nu-ți vei mai aminti. Și de-aia mă gândesc, v-am pus aceste întrebări ca să ajungem de fapt la esența a ceea ce facem noi aici. Și să ne gândim că dincolo de starea noastră de bine, vrem să adunăm ceva care să poate rămâne cu noi în orice circunstanță va veni de acum încolo în viața noastră. Și vor veni circumstanțe grele, nu știu, suntem obișnuiți să spunem că tinerețea e vârsta asta plină de viață, de dinamism, de pasiune, de putere. Și totuși realitatea pe care o trăim este că e poate una din cele mai grele perioade de trăit. Din cauză, poate că din cauză că sunt cele mai importante și mai grele decizii pe care trebuie să le luăm în viață și cele mai mari provocări ale vieții. Și dacă deciziile le facem greșit și nu numai, putem trăi în această perioadă cele mai mari decepții ale vieții noastre. S-ar putea nici măcar să nu fie din cauza deciziilor noastre greșite, așa cum spuneam. Citeam undeva că se preconiza că într-un viitor nu foarte îndepărtat, unul din patru oameni vor fi diagnosticați cu cancer. Unul din patru oameni. Gândiți-vă cât suntem noi aici. Un sfert dintre noi. Vedeți că viața ne aduce în tot felul de circumstanțe. Și aș vrea din întâlnirea asta să luăm ceea ce cu adevărat contează și ceea ce cu adevărat ne poate trece prin toate circumstanțele. Și cred că tot ceea ce se referă la relația noastră cu Dumnezeu se poate rezuma la un singur cuvânt pentru care aș vrea să ne rugăm, la credință. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credință în ce? Aș vrea să vă citesc câteva versete care sunt chiar înaintea celui pe care l-am citat deja. Evrei, capitolul 10, versetul 35. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului, slăvit să fie Domnul. Și cred că așa suntem. Credință în ce? Sau pentru ce? Și vreau să vă dau două sau trei motive pe care să le avem în vedere în rugăciune. Credință în răsplătirea care va veni, așa cum citeam. Dacă știm că în fața noastră avem un obiectiv important, putem face mari sacrificii și să trecem prin multe greutăți ca să atingem acel obiectiv.
Și pentru că s-a vorbit mult despre căsătorie, dau și eu acest exemplu. Câte sacrificii nu fac cei doi miri înainte de nuntă și stau noaptea și caută și planifică și sunt gata să treacă peste oboseală, peste uită de foame, tot felul de sacrificii și de greutăți, pentru că au un obiectiv înainte. Dacă noi ne setăm obiectivul nostru la sfârșit, în ziua răsplătirii lui Dumnezeu, drumul până acolo nu va fi așa de greu. Vom putea să trecem obstacolele. Dacă ne setăm ca obiectiv aici și acum, să fie bine aici la conferință, să ne simțim bine, ne vom atinge acest obiectiv sau nu, și apoi ne vom lovi de celelalte provocări și greutăți. Aș vrea să cerem credință, să mai credem că ne așteaptă ceva la sfârșit. Să mai credem că nu-i totul aici și acum. Să mai credem că există un Dumnezeu care ne-a promis o răsplătire. Să o avem, să o vedem prin credință. Un al doilea lucru, să credem că Dumnezeu este cu noi. El este cu noi aici. El este cu noi și va fi cu noi mâine, când ne vom lovi de tot felul de provocări. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Știți ce e frumos? S-a vorbit despre a lua decizii după voia lui Dumnezeu și călăuziți de Dumnezeu. Dumnezeu nu doar că ne vorbește și ne învață și ne spune, o face fiind lângă noi, o face fiind în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Să credem că Hristos e viu, să credem că Hristos fiind viu ne poate ridica din greșelile noastre. Cuvântul pe care l-am auzit e un cuvânt încurajator, că există posibilitatea să iei decizii după voia lui Dumnezeu. Este și un cuvânt care poate pe unii dintre noi ne smerește, că ne dăm seama câte decizii nu le-am luat după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă din ceva mort ceva viu și a făcut cu sufletele noastre. Dumnezeu poate să facă din ceva stricat și lepădat de oameni ceva care să funcționeze înaintea Lui. Și asta e un alt aspect al credinței și asta o face Hristos cel viu care este lângă noi. Să avem credință că ceea ce noi am greșit și am dat cu piciorul la binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a pus înainte, Dumnezeu nu ne leapădă. Sigur, există urmări care rămân toată viața, dar Dumnezeu nu ne leapădă. Dumnezeu ne poate ridica, Dumnezeu ne poate întări și Dumnezeu ne poate folosi mai departe. Asta cred că face un tânăr să fie plin de viață și plin de bucurie înaintea lui Dumnezeu, într-o vreme ca aceasta. Credință că nu suntem singuri, credință că ne așteaptă răsplătire, credință că Dumnezeu ne iubește și ne poate ridica din greșelile noastre. Haideți, dacă sunteți de acord cu mine, să ne ridicăm și să ne rugăm pentru aceasta și dea Domnul să putem cânta și următoarea cântare. Mie îmi place când îndemn la rugăciune să mă leg foarte mult de cântările care au fost sau care urmează, să fie Domnul binecuvântat și când e săturat pământul și când avem de toate, dar și când ne lipsesc și poate ni se pare că e grea viața, să putem să spunem prin credință, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Haideți să ne rugăm.
natura, cum ploaia dă peste el, fi binecuvântat. Fi binecuvântat când mă aflu pe pământ uscat și pășesc singur prin pustii, fi binecuvântat. Toate sunt cum le-ai creat, fi binecuvântat. Fi binecuvântat pe drumul plin de suferinți, chiar dacă plâng și-mi este greu, fi binecuvântat. Fiecare laudă ție ți-o dau, când noaptea se apropie, te voi lauda. Binecuvântat fie El, binecuvântat numele Său, binecuvântat fie El, binecuvântat, binecuvântat fie El, binecuvântat numele Său. Vino, nu-ntârzia.
Vrednic
Puteți să ocupați locul. Pe care le-au cântat, mi-ați adus aminte de părtășirile noastre vechi. Slavă Domnului pentru înnoirea părtășirii noastre de azi. Nu-i bine cum e pianul? Ah, da. E rău când e cauza pianului, nu te vede lumea. Da. În această sesiune pe care o avem, vom, așa cum deja cunoașteți, vom aborda o problematică un pic mai sensibilă și neîntrend cu orientările seculare ale societății. Aș începe prin a vă pune o întrebare. Cine dintre voi sau cine dintre noi vrea să fie fericit? E cineva care vrea să fie fericit? Mâna sus, cine vrea să fie fericit? Frumos. Frate Dan, vrei să fii fericit? De ce? E faină, nu? E faină. Undeva într-un cuvânt din Biblie apare o întrebare. Cine ne va da fericire? Omul e flămând, omul e însetat după fericire. Dar cum o obținem? De unde vine? Învățăm, muncim, inovăm, improvizăm, facem tot ce știm noi, ne dăm peste cap, mergem la conferință, poate dăm de fericire. S-ar putea să o căutăm unde nu trebuie. Într-un proverb scrie că înțelepciunea este chiar lângă tine, dar nebunul o caută la marginea pământului. Nu? Andrei Pleșu a scris o carte frumoasă pe parabolele Domnului Iisus. În cuvântul introductiv al acestei cărți face trimitere la un rabin care, întâlnindu-se cu noi discipoli în școala de învățătură, în școala de rabini, le spunea o întâmplare. O întâmplare despre un rabin sărac, cu numele Itzik, care locuia pe o stradă mărginașă din orașul Cracovia. Într-o noapte, rabinul sărac a avut un vis. A visat că dacă vrea să scape de sărăcie, n-are altceva de făcut decât să-și ia unelte de săpat și să meargă la Palatul Regal și la poarta, la podul de la poarta principală a palatului, tocmai la piciorul podului, să sape. Și acolo va da de o comoară cu care își va omorî sărăcia. Cu minte, așezat, rabinul n-a băgat în seamă visul. Un vis. Ce? Te iei după vise? Numai că visul a revenit și în următoarea noapte, a revenit și în a treia noapte și acum, pentru că s-a repetat în trei nopți la rând, rabinul a zis, acesta e semn de la Dumnezeu. Și-a luat uneltele de săpat, s-a dus la palat, a căutat podul, a găsit piciorul podului și a început să sape. Numai că imediat a fost luat în primire, între arme, de soldați, a fost dus la ofițerul de gardă și luat la întrebări. Cinstit, rabinul a povestit tâlcul. Am visat un vis, uite ce s-a întâmplat și de-aia am venit să sap. Când ofițerul l-a auzit, a început să râdă cu poftă și să-i zică, domnule, pe lângă că e sărac, nici n-ai minte. După vise te iei.
Că și eu, la rândul meu, am visat 3 nopți la rând un vis. În visul meu a venit la mine o ființă cerească și mi-a spus așa: dacă vrei să scapi de sărăcie, să te duci pe strada, și a numit strada lui Rabbi Itzik, de la marginea Cracoviei, la numărul cutare, în casa aceea veche, în care locuiește Rabbi Itzik, și în camera principală, după soba de lut, să sapi. Și acolo vei da de o comoară mare. Ofițerul a continuat râzând: domnule, eu sunt om cu minte, nu mă iau după vise. Nu te mai lua nici tu după vise. Când rabinul a auzit visul, a tresărit inima în el, în grabă a fost acasă, era strada lui, numărul lui de casă, adresa, soba lui veche, a săpat, și acolo era coboara. Cu jumătate și-a omorât sărăcia, cu altă jumătate a făcut o sinagogă și cu asta se încheie povestea. Morala. Răspunsul la căutările noastre este mult mai aproape de noi decât credem noi că ar fi. E mult mai aproape. Numai că pentru a găsi răspunsul trebuie să pribegești un pic. Trebuie să pribegești. Înțelepciunea este chiar lângă tine, dar nebunul caută la marginea pământului. Asta este text din Biblie. Cum vom da de fericire? E întrebarea. Unde o găsim? Cineva a zis în Cluj. Și a venit în Cluj. Și fericirea? Da? Haideți să citim un text din Biblie. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Auziți? Ca să fii fericit și să trăiești multe vreme pe pământ. Iată că, potrivit acestui cuvânt, și longevitatea, și fericirea depinde de felul în care ne cinstim părinții. V-ați gândit la asta? În goana noastră după fericire s-ar putea să neglijăm soba din casa noastră. Și acolo e comoara. Haideți să ne oprim în zona acestei teme, acestui subiect și să reflectăm. Dar v-aș pune o întrebare. Câți dintre voi vă aveți în viață măcar unul dintre părinți? Câți? Puteți să faceți un semn? Mulțumesc frumos! E adevărat, ne gândim și la aceia dintre noi care și-au pierdut părinții. Cine știe în ce împrejurări. Dumnezeu să vă mângâie. Problema relației cu părinții este o problemă contemporană. Dacă ceva s-a stricat în secolul 20, dacă ceva a fost distrus în secolul 20, acel ceva a fost familia. Dacă până în secolul 20... familia era împreună, în aceeași ogradă, în aceeași casă, bunici, părinți, copii, lucrau împreună, trăiau împreună, serile lungi de iarnă la gura sobei, poveștile bunicului înspre nepoți, înspre așa. Acum s-a sfârșit. Astea sunt lucruri care s-au rămas de mult în urmă. Eu nu spun că nu putem supraviețui în lumea în care trăim, așa cum este organizată acum. Spun doar că în generația noastră se conturează și mai bine un anunț profetic făcut de Pavel. În vreme de pe urmă, oamenii vor fi neascultători de părinți. Și ca tineri creștini, trebuie să facem opoziție față de acest curent. Noi suntem creștini și trebuie să ne cinstim părinții. Dumnezeu a spus: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aș vrea să ne uităm în continuare la 4 texte din Biblie. Poți proiecta, rogu-te, aceste versete? Ne uităm la ele, reflectăm un pic asupra lor și apoi să mergem mai departe. Exod, capitolul 20, versetul 12. Textul poruncii a 5-a. Uitați ce scrie.
cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeu tău. Vă rog să observați imperativul. Cinstește pe tatăl tău, pe mama ta. Observați, vă rog, promisiunea, longevitatea, ca să ți se lungească zilele. Sau cum spune Pavel, ca să fii fericit. Te întreb, cinstești tu pe tatăl tău și pe mama ta? Sunt ei bucuroși când se gândesc la tine? Sau le frânt inima? Îi respecti? E adevărat, fericirea ți-o dorești și să trăiești 116 ani. Să bazi recordul, nu? Secretul este să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Uite, eu am 42 de ani. Mulți înainte. Dar nu mi-aduc aminte, probabil, că nu degeaba m-o bătut. Nu mi-aduc aminte să fi premeditat obrăznicii față de părinți. Dar nu mai vorbesc despre păcatele mele. Nu. Numai dacă nu-i aduce aminte. Haideți să ne mai uităm la un text. Proverbe 23, 22 la 25. Acest pasaj este foarte frumos. Fiți atenți. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Ea e din altă generație. Ea nu știe ce e la iPad. Nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Uitați-vă la cum continuă. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește. Și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Ați venit la școală în Cluj, foarte mulți. Îmi spune și mie pe cui bani stați aici. Să se bucure tatăl tău și mama ta. Să se veselească cea care te-a născut. Chiar se întâmplă așa? Acest cuvânt e încărcat de înțelepciune. E cuvântul lui Dumnezeu. Eu spun că nu e cunună mai frumoasă pentru un tânăr creștin. Nu e colier, nu e bijuterie mai frumoasă pentru un tânăr creștin ca ascultare de părinți. Proverbe 1 spune: ascultă de tatăl tău, fiule, și nu lepăda îndrumările mamei tale. Aceasta va fi un lanț de aur la gâtul tău. Vă urez să purtați această bijuterie. Faceți o gros tare, lanțul ăsta așa, să nu se rupă. Da. Așa. Să ne mai uităm la un text. Efeseni 6, de la 1 la 3, pasaj pe care tocmai l-am citit. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și uitați cum continuă. Ca să fii fericit. Vă rog să observați legătura între respectarea părinților și fericire. Și viață lungă și să trăiești multă vreme pe pământ. Vă rog frumos, aici vorbește Dumnezeu. Și El, care este stăpân peste viața oamenilor și peste lumea oamenilor, se va îngriji ca ceea ce a spus să se întâmple. V-aș pune o întrebare. Oare în acest verset este constatare, adică observare a vieții și după ce observi viața o generație, două, trei, patru, tragi linie și tragi concluzii? Să fie oare observare a vieții? Sau să fie o programare a vieții?
E cuvânt profetic sau cuvânt istoric? Sau și și? Eu aș zice că este un cuvânt profetic care, trăit în generațiile trecute, e dovedit cu argumentul istoric. Da? Dumnezeu a dat un decret. Cine își respectă părinții, va fi fericit. Cine nu își respectă părinții, va fi nefericit. Urmând apoi ca viața să probeze adevărul acestei ziceri. Și probează din plin. Să ne mai uităm la un text. 2 Timotei, 1 Timotei, mă scuzați, capitolul 5, versetul 4 și versetul 8. Uitați ce este scris aici. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă să fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ca apoi în versetul 8 să fie dată definiție, o altă definiție a apostaziei. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, se înțelege aici părinții. Că despre asta e vorba în context. Fiți atenți. S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Poate că noi ne-am gândit că apostazie e dacă te destrăbălezi, curvărești, așa faci. Apostazie, Domnule, este să ucizi pe cineva, să faci. Te duci în lume, să trăiești în beții, să fii un imoral, un asta. Părinții, fiți atenți. Dacă cineva nu poartă grijă de ai lui, deci cinstirea părinților capătă valența ocrotirii lor, a îngrijirii lor. Da? Și dacă cineva nu face asta, deci ideea e să păstrezi simțul responsabilității față de cel care ți-a dat viață. Și te-a crescut. Uitarea lui, nerespectarea lui, neasumarea responsabilității, nerăsplătirea ostenelilor lor în ochii lui Dumnezeu e lepădare de credință. Dumnezeu nu și-a schimbat părerea. Chiar dacă în societatea noastră nu mai acordăm atâta atenție acestor locuri din Biblie. Iată temeiul biblic a ceea ce am spus chiar din deschidere. Cinstirea părinților este o condiție a fericirii. Acum, aș vrea în continuare să afirm patru adevăruri incontestabile legate de părinții noștri. Cum le întoarce și le suci, aceste adevăruri rămân în picioare. Adevăruri incontestabile. Astea sunt ca niște axiome. Primul adevăr. Părinții tăi sunt unici. Adică, dintre miliardele de oameni care locuiesc pe pământ, doi sunt părinții tăi. În viață poți să schimbi multe. Poți să ajungi departe, poți să-ți depășești condiția, poți să te realizezi urcând pe culmi. Dar oricât de departe ai ajunge, rădăcina ta rămâne rădăcina ta. Tata e tot Ioania, inferice Bihor și Nuța. Ați înțeles? Sunt unici. Noi prețuim lucrurile rare. Valoarea unui obiect, spre exemplu, se măsoară în funcție de cât de rar în lume e obiectul ăla. Mașinile, de exemplu. Și aurul e scump pentru că e rar.
E puțin. Dacă ar fi mult, ca pietrele de pe drum, n-ar mai atrage atenția nimănui. Vă întreb eu, cât de rari sunt părinții? Cât? Și știți ce este dureros? Nu știm să-i prețuim până îi avem. După ce noi mai avem, le băgăm în seamă lipsa. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Eu cred că tinerii din vremea noastră trebuie să audă acest mesaj. Au nevoie de el. E drumul lor spre bine, spre fericire. Al doilea adevăr incontestabil. Părinții ți-au dat viața. Părinții tăi ți-au dat viața. E adevărat. Dumnezeu a rânduit să fie așa. El a întreținut, el a mișcat acel mecanism. Dar instrumentul folosit sunt părinții tăi. Codul tău genetic se trage din ei. Sufletul tău, spiritul tău, trupul tău. Tu ești din ei. Statisticile spun că în România, în ultimii 25 de ani, s-au făcut peste 10 milioane. Mai citeam acum despre 18 milioane de avorturi. Câți dintre cei prezenți sunteți sub 25 de ani? Vă rog, mâna sus. Sub 25 de ani. Mulți înainte. Mamele voastre ar fi putut să vă avorteze. Tații voștri ar fi putut să pună presiuni pe ele să avorteze. Și n-au făcut asta. Atâția alții care ar fi putut fi colegi de clasă cu voi și pe bancă cu noi la conferință au fost uciși în pântecele mamelor lor. Ai nu și ne-au dat viață. Păi numai pentru asta zic mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Mă uitam la, erau aici, cred că s-au retras acum, tot din grijă față de copii, niște părinți. Vedea să mănânce cu grijă. Și ăsta de unde își cere drepturile? Și toată viața, uite, am ajuns la 20 de ani și ne cerem drepturile. Și respectul? Și răsplătirea? Nu cer mult. Cer doar recunoștință. Bucuria care derivă din înțelegerea misiunii împlinite e suficientă. V-aș îndemna, stimați părinți, stimați tineri care la rândul vostru veți deveni părinți, să vă gândiți că într-un fel, prin modul în care ne comportăm cu părinții, programăm cum se vor comporta cu noi copiii noștri. Și cu asta mergem la al treilea adevăr incontestabil. Părinții tăi sunt investiți cu autoritate de la Dumnezeu peste tine. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Și El a împărțit-o în structuri de autoritate hotărâte, gândite de El. O parte autorității a dat-o guvernului, nu, dregătorului, i-a dat autoritate, de la Dumnezeu are. O altă parte Dumnezeu a împărțit-o în biserică, așezând pe mai marii noștri în Domnul. O altă parte a lăsat-o în familie. Spre exemplu, părinților. Pe părinți Dumnezeu i-a investit cu autoritate peste copii. Dumnezeu a împărțit-o și a dat-o părintelui. Și l-a făcut pe părinte reprezentantul lui Dumnezeu, delegatul lui Dumnezeu în relația cu tine. E ca o scară. Asta e o treaptă și următoarea. Nu poți sări peste. Adică nu poți să zici pe Dumnezeu îl respect, cu tata și cu mama nu mă înțeleg. Pe Dumnezeu îl respect, mama mă enervează. Să amestecă unde nu trebuie. Nu există că un părinte se amestecă unde nu trebuie. Da. E responsabil de viața ta.
ei au autoritate. Și tocmai pentru că sunt investiți cu autoritate, al patrulea adevăr incontestabil, relația ta cu părinții îți determină viitorul. Credeți asta? Relația ta cu părinții tăi îți determină viitorul, în bine sau în rău. Haideți să ne aducem aminte de o poveste. Aș numi povestea Cum faci, ți se va face. E vorba de o familie, doi frați gemeni, Iacob și Esau. Într-o zi, Isaac, tatăl lor, a spus lui Esau: du-te, adu-mi o mâncare, cum îmi place, și eu te voi binecuvânta. Scurtez povestea, băiatul mai mic, deși erau gemeni, dar al doilea, Iacob aude, e sfătuit ce are de făcut, tatăl său era orb, își pierduse vederea. Consiliat de mama lui, Iacov se îmbracă cu o haină, cu hainele lui Esau, se dă cu parfumul lui Esau, nu? Ia pe mâini o blană de miel, că fratele său era păros și să imite cumva aparențele fizice ale fratelui său, gătește o mâncare făcută de, pregătită de maică sau duce mai departe, și apoi se înfățișează în fața tatălui său ca să fure binecuvântare. Deci gândiți-vă cât de parșiv a fost feciorul ăsta. Deci taică-tu o să fie orb. Și tu să joci un rol ca să-l amăgești pe taică-tău. Auziți, Iacov a zis tatălui său: tată, iată-mă, cine ești? Iacov a răspuns: eu sunt Esau, fiul tău mai mare. Prima minciună. Rogu-te să șezi să mănânci din vânatul meu. A doua minciună. Cum, fiule, l-ai și găsit? Zice bătrânul. La care Iacov continuă: Domnul Dumnezeu tău mi l-a scos înainte. Minciunea a treia. Glasul este al lui Isaac. Vină încoace să te pip, este al lui Iacov. Vine să te pip. Adică ce-a zis omul? De văzut nu mai văd bine, poate nici nu mai aud bine. Hai să pipăi. Dintotdeauna s-a socotit că simțul cel mai sigur este cel al pipăitului. Nu există iluzie de pipăit. Optică, da. Deci asta o simți. Da? Când a dat să-l atingă, a dat de blană. Altă minciună. Într-un cuvânt, l-a necinstit, l-a mințit pe tatăl său, l-a batjocorit pe tatăl său, l-a înșelat pe tatăl său ca să-și obțină ce a dorit. Și-a obținut. Anii au trecut, a cules din plin, din rod, și târziu de tot, Dumnezeu a zis: factura trebuie plătită. La rândul lui, acum era tată. Avea 12 băieți și o fată. Într-o zi a apărut o ceartă între copii, ăștia mai mari s-au pus împotriva celui mai mic, al lui Iosif, au ajuns să-l vândă, l-au dat în Egipt, l-au trimis în Egipt și acum s-a pus întrebarea: ce îi spune lui tata? Au ajuns acasă, scenariul era bine gândit. Haina lui Iosif, sfârtecată, năclăită în sângele mielului pe care l-au tăiat și pe aia l-au mâncat, petrecut. Cine știe ce mai fi făcut și cu banii de pe Iosif? Una peste alta a ajuns acasă cu o față gravă, cu așa: tată, am găsit asta în câmp. Oare cui o fi? Unde e Iosif, fratele nostru? Nu l-am găsit. Nu o fi al lui. Și de aici iese totul la lumină. Răspunsul lor: am găsit-o pe câmp, l-a mâncat o fiară. Vă puteți imagina durerea din inima tatălui? Ne spune în Biblie că s-a închis în corț, a început să plângă și nu-l putea mânghia nimeni. Și băieții lui știau adevărul și l-au lăsat. Ce ziceți? S-a întors roata? Zici că recitești povestea de acum 30 de ani înainte, când el exact acest lucru îl făcea tatălui său. Țineți minte ce vă spun. Măsura în care vă cinstiți părinții este măsura în care vă vor cinsti pe voi copiii voștri.
Relația voastră cu părinții voștri vă determină viitorul. Cât cinstești, atât vei fi cinstit. Nu uitați, vă rog, că Iacov nu era un păgân. Era omul cu a cărui nume s-a numit Dumnezeu. Dar nici măcar aici Dumnezeu n-a făcut excepție. Așa că gândiți-vă bine. Dați-le un telefon. Spuneți-le mulțumesc. Apreciați ceea ce fac pentru voi. Consultați-vă cu ei. Comunicați-le iubirea voastră. Ajutați-i, vizitați-i. Faceți-i să se bucure că v-au născut. Este drumul spre fericire. Și nu de asta. Asta este așa, cununa. Ci pentru că, într-adevăr, suntem cu frică de Dumnezeu și ne iubim părinții. Amin? În partea a treia a mesajului și ultima, vom vorbi despre patru îndatoriri pe care le avem față de părinți. Toate acestea sunt incluse în cuvântul cinstește. Prima îndatorire este aceea de a ne respecta părinții. În calitatea noastră de copii ai părinților noștri, avem datoria sfântă să le acordăm respectul cuvenit. O atitudine de onorare și de respect. În temeiul acestei responsabilități nu se cade să vorbești urât cu părinții. Moș, baba, bătrân, bătrâna, babacu. Și expresii din astea. O atitudine de dispreț, să scoți limba la ei. Scoți limba vreodată la părinți. Așa când a fost cu spatele. Să le aduci suferință, să trântești ușa, să țipi, să le întorci cuvântul, să jignești, să-i minți. Așa ceva nu se poate. Un tânăr creștin trebuie să-și respecte părinții. Proverbe 10 cu 17 ne spune că, vă rog să vă uitați acest text, poți să-l pui rogute, Proverbe 10 cu 30 cu 17 scrie așa: pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca pui de vultur. Scrie în Biblie. Și auziți ce mai scrie în Biblie? Exod, capitolul 21, în locul acesta, versetul 17, în mod deosebit, 15 și 17, pune și 15. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Și în 17. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Știți cine a spus vorbele astea? Știți cine? Dumnezeu. Și Iisus le reafirmă. În Evanghelia lui Marcu, în capitolul 7, versetul 10, Iisus reafirmă aceste cuvinte. Căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Ca în partea finală a versetului Iisus să-i mustre pe farisei și cărturași și să zică: voi cu datina voastră a stricat acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu mă îngrozesc cum se uită Dumnezeu spre noi când ne răzvrătim față de părinți. Ne certăm cu ei, trântim ușa nervoși, le facem inima amară. Și trudezi de dimineața și până seara să ai tu camera ta, telefonul tău, banii tăi în buzunar, haina ta pe tine, până și iertați în lejerie intimă pe banii lor. Unde este oare respectul pe care trebuie să-l dăm? Nu mă îndoiesc de faptul că între noi sunt așa mulți, și eu sper toți, care ne respectăm părinții. Dar fie să vină mustrător spre noi cuvântul, cum spre mine, de dată când eram mic, a venit o palmă de la tata. M-a trimis după apă. Era la coasă. Era cantă de aia de lut. Și m-am dus eu așa, eram mic. Maica ajungea pe jos, canta.
M-a chemat înapoi și m-a luat așa de ureche și mi-a tras o palmă. Dar nu tare. N-ai vrea să sară cum. Eu m-am uitat la el așa mirat și mi-a zis, auzi, despargi canta, te bat degeaba după aia. Ai înțeles? Și uite că am ținut minte. Nu știu cum, dar am ținut-o bine la piept, că i-am adus cu apă și întreagă. Da. Iată dar o primă atitudine, aceea de respect față de părinți. Trebuie să-i respectăm. A doua atitudine este atitudinea de ascultare. Pe părinți trebuie să îi ascultăm. Nu doar să-i auzim, ci să-i ascultăm. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Ideea e să accepți să-ți așezi viața sub autoritatea părintelui tău și să asculți de el. Da. Ce ți-a zis să faci? Pum! Uite așa, scrie în Sfânta Scriptură. Și acest cuvânt, eu cred că trebuie să facă sens în urechile noastre. Ascultă de părinții tăi. Cunoașteți povestea fiului risipitor. Acolo sunt multe lecții. Una dintre ele este următoarea. Gândiți-vă la fiul risipitor, n-a ascultat de taică sau de maică, s-a dus în străini, s-a destrăbălat, a făcut ce a făcut, a ajuns la porci. Oare ce s-o fi gândit el în timp ce se uita la porci cum mănâncă? Ați văzut vreodată porci mâncând? Va veni vreodată poftă de mâncare văzându-i cum mănâncă? Va veni vreodată o dorință nestăvilită să le dați un cot cu autoritate? Zice, bute-te mai încolo, acum e rândul meu. Știți că băiatul acesta nefericit ce-ar fi dorit asta? Eu cred că acolo a tras o concluzie dureroasă. Dacă în viață n-asculți de aspirațiile tatălui, în viață ai parte de aspirațiile porcului. Nu, am greșit. De aspirația la aspirațiile porcului, că nu-i da nimeni roșcoavele, doar visa să le primească. Și așa e în viață. Acum e o situație. Tata nu-i credincios. Încere să fac lucruri care nu sunt în acord cu ceea ce găsesc eu în Biblie. Ce să fac? Noi avem la Sibiu tineri care au fost obligați de părinții lor necredincioși să bea băutură și n-au vrut, că sunt creștini. Alții m-au întrebat ce să fac, să-i cumpăr țigări. Alții a zis să mai vin la adunare, că nu mă lasă. I-am spus așa, uite, ascultă un sfat. Dacă tatăl tău nu e creștin și îți cere lucruri care vin în dezacord cu morala creștină, tatălui tău niciodată, cât îi trăi, să nu-i zici, nu vreau. Auzi? Eu-s botezat. Eu-s copil al lui Dumnezeu. Eu nu vreau să fac ce spui tu. Tu mergi în iad. Ai auzit? Eu asta nu fac ce zici. Răspunzi de asta niciodată. Niciodată să nu spui părintelui tău, nu vreau. Nu vreau sună răzvrătire. Nu vreau creează conflict. Nu vreau, e o provocare. A? Nu vrei? Lasă că-ți dă ție. Și de acolo începe războiul. Să spui părintelui tău, nu pot. Nu pot. Tată, nu pot. Dar pot spăla mașina. Pot să fac și pantofii cu cremă. Pot să te ajut într-o mulțime de lucruri. Pot să merg, dar nu pot. E în dezacord cu cugetul meu, cu conștiința mea. Iartă-mă, dar nu pot. Bate-mă, dar nu pot. Te va respecta pentru asta. Chiar dacă s-ar putea nervos fiind, să trântească o înjurătură. Și după aia să-i pară rău și să zică, am o fată serioasă, un băiat bun. Așa zici, nu pot. Orice ar fi, părintelui trebuie să-i comunicăm simțământul nostru și dorința noastră de a respecta și trebuie să vadă asta. A treia atitudine este atitudinea de iubire. Pe un părinte trebuie să îl iubim. Fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta.
Aș vrea să vă întreb, vă iubiți părinții? Vă iubiți părinții? Bun. Hai să vă mai întreb ceva. Cum se face că acolo unde suntem iubiți cel mai mult, ne purtăm cel mai neatent? Spre exemplu, când suntem acasă, noi cu ei, ufturoși, trântim, supărați, nebună mâncare, nu stă bine haina, are patru cute la patru linii la pantalon, așa, și pe parte și pe alta, nu-i călcat, nu-i făcut, nu-i aranjat mâncare. Și tot timpul de comentarii, și vorbe, și morocândel, și supărări, și lume întoarsă pe dos. De când ai ieșit din casă, din curtea scara blocului, unde o fi, te-ai întâlnit cu ai tăi, zâmbetul pe față, zici că ești... Se întâmplă? Imaginați-vă un scenariu. Te-ai culcat târziu, numai tu știi din ce pricini. A doua zi dimineața, examen sau teză. Ceasul sună, dar tu nu-l auzi. Mai sună, dar tu nu-l auzi. Ca Pope Marinar l-a băgat în găleată cu apă. Na. Într-un târziu îți dai seama că e sfârșitul lumii. Mămica te-a mișcat de câteva ori, dar vezi de treabă. În bucătărie a pregătit micul dejun, totul e așa, numai să vii. Când îți dai seama că este prea târziu, că n-ai spus ce ai tu la prima oră, te-ai speriat așa și din pat sare așa prin pantalon, ciorap și direct în pantofi, în viteză. Și după tine potopul, camera aia arată dezastru, ferească Dumnezeu, supărat, trântești încolo, încoace, vorbe, că nu mai scula, că nu știu, și dispari. Ajungi în clasă, ți-ai rezolvat rânduielile și te apucă o mamă de foame de mine. Bagi mâna în geantă și simți că întotdeauna acolo un sandwich. Nu știu numele, eu n-am găsit, aș cumpăra și o geantă din asta în care să crească sandwich-uri. E acolo, e reflex. Făcut sete, nu știu, mâna în buzunar, banii de la locul lor, ți-ai cumpărat un suc, ți-ai făcut totul în rânduială, e bine. Vii acasă. Pe drum, dacă ai avea un minim de decență, te-ai gândi, ai, Doamne, cum a lăsat după mine. Potop. Dar nu-ți trece prin minte asta, pentru că întotdeauna e frumos, e rânduială, patul e făcut, hainele la locul lor, ca să o iei tu de la capăt. Se întâmplă? Până într-o zi, când o tânără din biserica în care slujesc vreo 15-20 de ani în urmă a descoperit cu durere că după ce a îngropat-o pe mămică sa, care a murit în urma unui infarct, nici sandwich n-a mai fost, nici mâncare gătită, nici cameră curată, ci tohu vabohu, pustiu și gol. Asta e. Odată, la o mormântare la care am participat, mama, cinci frați, vârstă, la un moment dat era purtată de la unul la altul. Mai ține-o tu trei luni, venea în ora aia la altă, zicea, m-am săturat, mai iau și tu. Și de aici, dându-și seama că își deranjează copiii, a făcut ce a știut și s-a pus la un azil. Pentru că a văzut cum din cauza ei se ceartă copiii între ei, a vrut să meargă la azil. În trei luni de zile de inimă rea a murit. La mormântare, n-o să uit, băieții au venit cu o hârtie, nu erau niciunul pocăiți, au venit cu o hârtie și au zis, domnule pastor, vă rog frumos să citim, să ne dați voi să citim această scrisoare la mormântare. M-am uitat peste ea și am zis, pare foarte rău, nu. Era o lacrimogenă din astea de te rugăm, mamă, să ne ierți, că nu știu ce. Nu putem. Păi cum, domnule, dar e mama noastră, e înmormântarea ei? Zic, o fi, dar slujba aia mea. Noi nu facem așa ceva aici. Ajută la ceva să-ți ceri iertare așa tardiv? Să vedeți câte flori, ce coroane! Și cât era în viață, nici măcar o garoafă mărâtă n-au avut pentru ea. Gândiți-vă la asta. Ce ai tu pentru părinții tăi? Cât de mult îi iubești?
V-ați gândit? Eu cred că Dumnezeu va răsplăti și va binecuvânta pe acela care dovedește așa iubire. Mai e încă o atitudine, atitudinea de onor, de ocrotire. Ocrotire. Recunoștință și ocrotire. Răsplătire. Odată cu trecerea vremii, părinții noștri vor îmbătrâni. Povara, apăsările, anilor își vor face lucrarea. Vor fi mai slabi, mai bolnavi. Și atunci va fi nevoie să fim acolo, să ajutăm. Să le răsplătim ostenelile. Domnul Iisus era pe cruce. Mama lui Maria era aproape. Știți că și-a făcut vreme și de ea? Era ocupat atunci să poarte păcatele noastre ale tuturor, să juca istoria omenirii acolo. Era bătălia cu diavolul, era un conflict cosmic, nemai întâlnit și irepetabil. Și în acele grele minute, Iisus s-a uitat spre mama lui și a zis, nu mai plânge. Și a rânduit viitorul. A dat-o în grijă unuia dintre oamenii de încredere, ucenicul Ioan. A zis, să fie mama ta, să ai grijă de ea. S-ar putea unii dintre voi, băieți, să fie ajuns bine, bine de tot. Ați învățat, ați muncit, l-ați realizat. Cu numele vostru se laudă de acum alții. N-o să ai vreme să te duci în sat, să cosești sau să sapi. Nici eu nu mai am. Dar poți să plătești pe cineva. Ai auzit? Îmi zice tata, vreau să-mi cumpăr cos mecanic. Ok. Hai să vedem. Și-a numărat el bani acolo. Asta. Era o vichitură. Dar nu a zis, nu a cerut ajutor. El a știut, atâta pot, atâta fac. Și fac. I-am sunat pe ceilalți. Bă, ce facem? Uite, tata vrea să cumpere coasă. Și frații mei au decis să fie aia mai bună și mai nouă. Așa o surpriză plăcută pentru... Oh! Dincolo de orice este mulțumirea. Am în spate pe cineva. Ați înțeles? Trebuie să ne respectăm părinții. Vizitații. Merg cu mașina prin satele astea noastre, bat țara în lung și în lat. La apusul soarelui, după ce vin vitele, văd cum stau pe bătrânei pe bancă, în fața casei. Ați observat imaginea asta? Ce fac oamenii ăștia pe bancă? Se uită la mașini. Da, de Doamne, o veni. Și am meu. Eu vă mărturisesc că pe mama mea n-am reușit să o surprind cu vizitele mele. Iarăși un simț al umorului aparte. S-a mai pălit, datorită și a vârstei și a suferinței. Nu-i foarte mare, dar a fost. Mulțumim lui Dumnezeu că a ajutat-o. Odată, deci ce făcea? Și am visat azi noapte că vii, am vorbit aseară cu taică-tău că vii și m-am știut că vii. Bă, o zis, nană Mărie, de-a ții de peste drum, ce mai face Nelu? Și am știut, acum să vezi că mâine vine, că doar de-aia am vorbit cu Maria. Și m-a luat-o cu din astea când apăream. Și râdea și hai la masă, ți-am făcut plăcintă cu brânză, nu știu ce. Și cu asta treceam la treburi mai mari, la sapă, la lemne. Ok. Într-o zi ce-mi propun eu, n-o lasă, era vremea prășitului. Iau timp, luni dimineața la ora 8, cel târziu, sunt în sat. Și toată săptămâna scui acolo să-i ajut la lucru. La 7:30 dimineața, urcam deja pe strada aia așa un pic în pantă, unde stau părinții mei, mama stătea pe podeț în sapă, să uita pe drum. Bună dimineața! Mama de acolo zice, bine că ai ajuns, cam știu că vii. Se taică tot s-a dus la sapă acolo în deal și am stat aici să te aștept, să-ți arăt unde. Am râs. Dar eu am aflat secretul ei. Știți care era?
foarte simplu și tulburător. Mama mea mă așteaptă în fiecare zi. Surpriza nu e când vin. Surpriza e când nu vin. Am bunii, după ce se adună cartofii și când se taie porcul, atunci mergem și pe acasă. Când se termină proviziile. Da? Vă rog să vă respectați părinții. Să le mulțumiți, să le dați semnificație, să se încărcați cu bucurie. Găsiți, vă rog, drumul spre inima lor și veți fi binecuvântați de ei. Mai intră așa într-un capăt de primăvară, m-am dus pe acasă și tata a zis, hai ajută-mă să sap în grădină, cu hârlețul. Bun, ne-am dus. Și apoi lucrăm pe acolo, m-am vorbit, de-a noastră. Printre altele zis, tată, ți-aduci tu aminte că m-ai bătut odată când așa? Și nu își mai aduce aminte, că m-a mai avut și pe alții. Și i-am zis, eu mulțumesc frumos. M-ai purtat în școală, ai îngrijit de mine, mulțumesc frumos. Nu zici nimic. Te-am simțit așa cum parcă asudă mă iute. E o fire foarte aspră. Nu se arată când plânge. A fost foarte emoționat. Și eu foarte bucuros. Cinstiți-vă, părinții. Faceți tot ce vă stă în putere ca anii pe care Dumnezeu i-a mai rânduit pentru ei pe pământ să fie frumoși. Este datoria noastră. Și ne vor răsplăti cu binecuvântarea lor, care în ochii lui Dumnezeu are valoare de decret pe care Dumnezeu își pune ștampila. Când taicătova zice Dumnezeu să te binecuvânteze și să fii fericit în casa ta și la casa ta, așa va fi. Dar tu poartă-te în așa fel încât să spună taicătova vorba asta și maică-ta. Poate că trebuie să vă cereți iertare. Cereți dacă trebuie. Oricum, ei sunt cel mai ușor de înduplecat. V-au iertat deja. Totul este să vă restaurați și să vă reconciliați. Aș merge spre încheiere, deja m-am și lungit un pic. V-aș da câteva sugestii practice. Spuneți părinților voștri că iubiți. Le-a spus vreodată. Așa o chestie de stoicism ardelenesc, așa. Eu sunt bărbat. Da. Spune-le că iubește. Fă-le cadouri. Și așa le faci pe banilor. Fă-le cadouri. Acolo la noi, într-o vitrină, sunt puse amintirile mamei de cu noi, așa. La ziua ei, i-am cumpărat fiecare câte ceva. Sora mea e mai mică, i-a cumpărat un bibelou. Nu știu cât o costa, era un chici de bibelou. Niciun fel de valoare, nici artistică și de niciun fel. Cât o avut ea? 3 lei cât o costa? Gata. Pus, frate, cel mai de cinste loc. Și cu zâmbet zice, mama, asta e de la sora ta, e mică. A început și ea să se trezească. Nu darul, ci ce-a înălțat mama? Relația. I-a simțit că acolo ceva s-a legat. Și aia a slăvit. Da. Ajutați-i în treburi gospodărești. Spălați farfurii, băieți. Da. Haine. Sau cumva, fiți creativi, inovativi. Dacă e blocată comunicare, scrieți o scrisoare. S-ar putea, eu știu, sunt tineri, relația e blocată, ceva s-a întâmplat, scrieți o scrisoare. Turnați-vă în inima și rugăciunea. Nu este inimă de piatră pe care scrisoarea de la fiul la tată să nu o rupă, să nu o spargă. Dar fără reproș. Poate că acum în încheiere ar fi bine să spunem o rugăciune
pentru părinții noștri. Vreți să ne rugăm pentru ei? Amin. Și să luăm o hotărâre, să fim copii buni. Nu că am vrea noi să fim fericiți, că și așa vom fi. Ci vrem să fim copii buni. Amin. E cineva care și are aici părinții? Și are cineva părinți aici? Soradina, știți pe cineva care are aici copii? Și că la mama și copilul. Apropo, în ce limbă vorbim noi acum? De unde am învățat limba asta? Am întrebat în Biserica Betel din Oradea odată. Care e primul cuvânt pe care un copil îl rostește când învață să vorbească? Dar zici că s-au potrivit. În clipa aia, un copilaș, cum e fetița asta aici, a țipat în gură mare. Mama! Și a fost limpede. Numai pentru asta că vorbim românește și că am învățat de la părinți. E limpede. Da. Și pentru atât s-ar cuveni să ne mulțumim. Eu nu știu dacă voi ați lucrat cu copiii care au crescut în centru de plasament. Câtă suferință, câtă frustrare, câtă nevoie de vindecare. Unul dintre aceștia mi-a zis odată: ce ați spus, frate Nelu, e frumos, dar pentru alții. Mie nu mi se potrivește. Tu știi ce mi-au făcut mie părinții? Câte abuzuri, câtă suferință. Am oftat, i-am dat dreptate și am continuat zicându-i. Pe un părinte, Dumnezeu nu-ți cere să-l respecti pentru ce a făcut, ci îți cere să-l respecti pentru ce este. E părinte. Eșecul lui în împlinirea mandatului de părinte nu justifică eșecul tău în împlinirea mandatului de copil. Fii tu bun dacă el n-a reușit să fie. O tras aer în piept, ne-a rugat și a zis: am înțeles. Hai să ne rugăm acum. Să reocupați locurile.
rețin de la organizatori că avem acum sesiunea de întrebări fără răspuns. Probabil că s-au născut în mintea voastră anumite întrebări, particularități, poate, legate de mesaj sau altfel de preocupări. Ne putem lua cât timp avem la dispoziție? Până mâine de seară? Da. Eventual, mă gândesc că aproximativ 20 de minute putem să punem deoparte pentru asta. Nu știu dacă voi aveți de călătorit, cred că drumul meu până la Sibiu e destul de lung. Nu? Și îmi doresc să ajung acasă, mai ales că-s plecat de acasă de luni. Un prieten de-a meu mi-a zis, zice, tu ești cam dus de acasă. Îți mulțumesc frumos. Da. Avem întrebări. Unde-s? Hai de mine. Deci e acum așa, la prima vedere. Ce să faci dacă o persoană îți spune că te iubește, că vrea să te ia de soție și că este încredințat că e voia Domnului, dar tu nu-L iubești și nici nu vrei să te căsătorești? Atunci. Nu vrei să te căsătorești atunci. Da? Poate mai încolo. Nu intră în planurile tale. Când eram mai tânăr, ziceam, nici nu băga în seamă pe un așa băiat. Dar între timp mi-a mai venit mintea. Și a zice că ar fi înțelept să reflectați. Ar fi înțelept să reflectați. Fetelor, ascultați-mă. Există cam pocăință și în căsătorie, o vreme a cercetării. Vremea aia a cercetării nu ține mult. Sunt câteva trenuri care se trec prin gară. Pă, ăsta nu-l iubești, ăla fluieră prea tare, ăsta scârție rău pe șine, ăla nu știu cum, și tu stai în gară mofturoasă. Și după ce a plecat ultimul tău tren, bagi de vină lui Dumnezeu că pe tine nu te-a cercetat, nu ți-a ascultat rugăciunea și nu ți-a dat soț. Te apucă 30 de ani. E plină de frustrări și de amărăciune, zici că n-a fost dreaptă cu tine viața. Când, de fapt, ai fost o mofturoasă. Deci, asta am văzut eu în timp. Una dintre fetele noastre bătrâne, care s-a măritat bine până la urmă, așa într-o conversație, într-un cerc al lor, așa, guvernat de la distanță, prin consiliere de soția mea, acolo au făcut o concluzie care m-a făcut să râd pe cinste. O zis așa. Fetelor, o zis, la măritat cu băieții este ca și cu locurile de parcare. De dai prioritate la alții, îți rămâne locul de handicapați. Adică treaba e așa, cine e de însurat în soară, cine e de măritat băiețe mărită și rămâi cu cine rămâne. Deci este doar o parte a răspunsului. Adică eu ce a zice, dacă s-a apropiat de voi o asemenea persoană care vă vorbește despre sentimentele și tu nu le împărtășești, nu trânti ușa nervoasă, că ți-a făcut un compliment. Tratează-l cu respect. Promite-i că te vei gândi și că te vei ruga și că îi vei da un răspuns. Și tratează problema cu seriozitate. Iar dacă nu împărtășești, după ce meditezi, după ce te rogi, după ce te sfătuiești, nu împărtășești ideea că între tine și acel băiat poate să fie ceva, spune foarte politicos nu. Dar nu fă pe nu știu ce, că ție... Nu lua în derâdere sentimentele celuilalt. Una din greșelile pe care fetele le fac este că se închid așa într-un turn de filde și în care vor să fie cucerite. Asta e povestea aia, mitul ăla cu fata închisă în turn, împăzită de balauri pe care trebuie să o cucerească nu știu care. Moare acolo!
plânzește balaurul, dă-i drumul să plece, vină în lume și tu și mărită-te. Adică e ceva în înțelepciunea populară. Povestea asta cu rabii și cu iții de care v-am zis, Ion Creangă zice mai frumos, povestea cu drobul de sare. Da? Da, asta e altă. Așa. Cu toate acestea, v-aș ruga încă ceva și mai preciza. Vă rog frumos, nici băieți, nici fete, să nu acceptați să fiți manipulați. De genul, mie Domnul mi-a vorbit prin prorocie și tu trebuie să asculți. Nu te pui tu de asila împotriva voii lui Dumnezeu că pățăști. Fă bine, mărită-te cu mine, că altfel nici mântuire n-ai. Da? Deci, nu acceptați manipulări, tratați cu respect și cercetați-vă inima. Poate că e binecuvântarea ta. Da? Deci știi tu cât sau cum să numesc eu, cât de greu i-a fost până să-ți zică? Da? Ok. Cred că am acoperit. Așa, asta e ideea. Eu tot mă uit, nu mai vine întrebare, tot dau răspuns. Da. Este în regulă să punem semne înaintea Domnului ca și Gedeon cu lână sau... Da, știam. Nu este un semn al necredinței dacă Dumnezeu ne-a vorbit să punem un semn? Vă rog să supun atenție voastră un gând. În Biblie, ideea de a vorbi prin semne apare. Dar când apare, ea apare ca testare a unei revelații date, nu ca revelație în sine. Semnul n-a fost o revelație în sine, ci o verificare a unei revelații date de Dumnezeu înainte. Adică Moise l-aude pe Dumnezeu, du-te în Egipt. De unde să știu eu că mi-a vorbit Dumnezeu? Domnul îi spune, puneți în sân mâna, iau, înapoi, lepră, toiag un șarpe, înapoi toiag. Adică au fost niște confirmări. Cu Gedeon s-a întâmplat tot la fel. Dumnezeu i-a spus ceva și acum el verifică dacă într-adevăr revelația vine de la Dumnezeu. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu a vorbit odată, nu o să-i fie greu să vorbească a doua oară. Nu e dovadă de necredință, că nu în Dumnezeu am eu îndoială, ci în simțurile mele și în capacitatea mea de a înțelege, de a interpreta ce mi-a spus și cer să mă ajute, să mă lumineze, mă lămurească. Asta a făcut Gedeon. Cam treaba cu semnul am aplicat-o eu cu cele 3 săptămâni, când v-am dat exemplu. Doamne, dacă greșesc, oprește-mă tu în săptămânile astea. Dacă nu greșesc, lasă-mă să merg înainte. Oi, știi din ce se întâmplă. În sensul ăsta, da. Dar v-aș mai spune ceva. Nu puneți niște semne prostești. Unii oameni pun semne prostești. Și singuri se încurcă. Unul se ținea tare după o fată. Mărită-te cu mine că nu mai știu ce. Și până la urmă, presiunile, mă rog, atenția lui și ce a fost acolo, a început să stârnească sentimente în inima fetei. Și într-un final, fata s-a îndrăgostit de el. Au început să vorbească despre viitorul lor, despre planuri și mai departe și urmau să ducă mai departe relația. Într-o zi, fata a zis, haidem să vedem ce facem de fapt. Ne căsătorim, nu ne căsătorim, deja între noi au ajuns discuții în astea, dacă, când, cum. Adică au fost niște lucruri așa aduse și au stabilit ei să aibă un timp de rugăciune și după acel timp de rugăciune să-și dea niște răspunsuri. Ea a sunat. Așa s-a înțeles. Și el de acolo zice, draga mea, eu nu mai sunt de acord. Păi de ce? Păi am pus un semn. Ce semn? Dacă mă sun până la 2, e de la Domnul. Dacă mă sun după ora 2, nu e de la Domnul. Și acum e 4. Nu mi-a crezut încă în mână. Păi băi, Ioane, de ce n-ai pus tu semnul ăsta înainte să o întrebi pe fată cum o cheamă? Cine te-a pus acum, după ce ai călcat cu cizmele în sufletul ei și ai tulburat sentimentele? Așa se lucră. Ați înțeles?
Deci genul ăsta de semne n-au ce căuta la un om cu un pic de... Nu. Așa. Nu în regulă. Da. Sau care? Era altă întrebare? Eu de-aia am zis că nu e regulă, că nu e altă întrebare. Aș mai adăuga ceva la partea asta cu semnul. Nu le căutați prin excelență. Va zice cineva, da, Eleazar cu semnul, cu așa. Stați un pic. Povestea cu Eleazar este următoarea. Uitați ce semn a pus Eleazar. A zis, Doamne, fata aia care va veni și va zice. Adică să observe viața. Fata avea o trăsătură de caracter, să observe viața. Să aibă un pic de îndrăzneală, ia să intre în vorbă cu noi. Să fie dispusă și sensibilă la nevoile semenilor. Nu vii sete. Uite, vă dau apă și cămile lor, hărnicie, spirit de sacrificiu, ospitalitate, respect față de părinți. Acasă nu i-o chemat, asta e treaba lui tata. S-o băgat unde nu i-o fiertoală. Într-un cuvânt, semnele invocate de Eleazar probau un caracter. Nu puteau fi împlinite decât de un mare caracter. Și atunci eu zic așa, fie-ți următorul semn, dacă dai de o fată credincioasă, harnică, da? Cu spirit de sacrificiu, cu minte, cu respect față de părinți, soară-te cu ea, numai să vrea ea. Ăsta e semnul. Cam așa aș poate redus cumva la absurd, dar cam acolo. Dacă ai început să vorbești cu o persoană, dar nu ai stat în rugăciune mai întâi, există riscul să se strice tot? Da? Există riscul să se strice? Există riscul să nu se strice? După cum există binecuvântarea, să continue și să fie căsătorie. Ideea următoarea. Eu cred că Dumnezeu recuperează și restaurează. Dacă ați ajuns în punctul în care v-ați dat seama că nu l-ați întrebat pe Dumnezeu, ci doar v-ați luat așa cu iureșul vieții, nu nimic. Vă puteți opri, vă puteți ruga, vă puteți sfătui și Domnul, care este îndurător, vă poate îndruma. Da. Cine trebuie să aibă inițiativa în a începe o relație? De multe ori băieții așteaptă atenția fetei. Fetelor, asta nu mai înțeleg. Și își fac o listă în cap cu ierarhia fetelor candidate la prietenia cu acel bărbat. Deci 100% biletul ăsta a fost scris de o fată, de un băiat. Da. În esență, inițiativa, sau mă rog, în general, inițiativa aparține băiatului. Asta e o cutumă culturală, poate chiar și, am putea, dacă am vrea să mergem un pic și în Scripturi, chiar și prin acea anunțare că va veni vremea când femeia va peți pe bărbat. Adică, zice, domnule, nu-i de regulă așa, dar poate fi și așa. Una peste alta va spune o experiență. Avem acolo la noi un băiat, căsătorit, cu copii mari acum, care după ce s-a întors la credință a zis așa, Doamne, multe rele în lume eu am făcut și de acum numai ce îmi dai tu mai iau. Îți mulțumesc, viața mi-o pun în mâna ta, pregătește-mi tu o soție. Și voi ști prin faptul că mă va cere. Deci, vă spun serios, nu-i glumă, e mărturia lui. S-a rugat și a așteptat. Și într-o zi s-a dus, ia să-și zic și numele, dar bine că m-am abținut, și l-a cerut. Eu nu m-am scăpat să nu-l întreb. Mă, nu cumva te-ai rugat tare în biserică? Da. Deci există excepții. Oricum, chestiunea asta, stimate persoană, fată sau băiat, care ai pus întrebarea, cu ierarhia în minte, cu așteptări, asta nu-i bună. Inima împărțită nu-i bună la nimeni. Inima împărțită nu-i bună. Ce rost are afirmația să ți se lungească zilele? Păi să trăiești mult. Altă întrebare. Uh,
că mai mult decât... Cum? Da. A zis fratele aici că să fie ziua de 25 de ceasuri. Da. E în Biblie un text, spune, de acum vremea s-a scurtat. Eu m-am tot gândit la semnificația acelui text. De observat este că Pavel îl spune într-o epistolă scrisă mai către bătrânețe. Cum ar fi oare dacă la acel text ne-am gândit așa? Aduceți-vă aminte, când eram copii, o vacanță de vară era cât o viață. Acum o vară, pentru cei care sunteți la 35-30 de ani, uite așa, s-a dus. Deci că nici n-a fost. Mai către 40, către 50 de ani am auzit pe alții și mai tare se duce. Da. Să fie oare timpul psihologic, felul în care îl percepem? Ceva de genul, de acum, băieți, am îmbătrânit. Faceți ce se mai poate. Ha? Acolo exegeții. Așa. Dacă avem o problemă și am fost învățați să căutăm la proroc, nu-L ispitim pe Dumnezeu dacă mergem la proroc pentru fiecare cauză nouă apărută? Sau cât de gravă trebuie să fie problema ca să putem cere îndrumare de la Dumnezeu prin proroc? Nu, dragii mei. Când ne ducem să ne rugăm lui Dumnezeu, chiar în anturajul unui proroc, nu greșim. Nu greșim. Aceia care vin și spun, nu, domnule, nu, nu căuta nume, nu ispitim pe Dumnezeu, noi ne rugăm, dar putem ispiti pe Dumnezeu. Și dacă merge, și dacă nu mergem la proroc, îl putem ispiti. În multe feluri îl putem ispiti. Dar a ne duce să ne rugăm într-un cerc de rugăciune în care sunt oamenii lui Dumnezeu cu daruri ale Duhului, nu este un lucru greșit. Chiar a ne duce acolo cu așteptarea ca Dumnezeu să ne vorbească, nu este un lucru greșit. Însă este un lucru greșit dacă după ce ți-a spus Dumnezeu ceva, ție nu-ți place. Și după aia cauți până îți place. Acolo este ispitirea a lui Dumnezeu. Lucruri mari sau lucruri mici, astea sunt clasificări omenești. Ce pentru un om este lucru mic, pentru altul e lucru mare. Și invers. Da? Astea sunt chestiuni subiective. Înaintea lui Dumnezeu ne putem duce și să-i cerem sfatul. Dar eu v-aș da o părere așa. Chiar dacă ați avut un mesaj de la Dumnezeu printr-un profet, nu faceți imediat ce s-a spus. Meditați, rugați-vă și verificați. Chiar prin a supune, judecând profeția, a supune acest mesaj într-o discuție cu părinții tăi, cu păstorul tău. Frate, uite ce am avut, oare înțeleg bine, oare... Adică, măsura asta de precauție zic eu că e bună. Ce să facem când părinții se ceartă tot timpul când sunt împreună și vorbesc urât unul despre celălalt? E foarte greu să trăiești și să asculți de părinții în acest context. Da, așa e. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, nu cunosc cu experiența ce înseamnă asta. Cunosc din slujirea pastorală, consilind pe alții care trec prin situații din acestea. Cred că trebuie să ne rugăm pentru pace în familia noastră. Dar v-aș mai spune ceva. Să nu vă amestecați în certurile părinților, aliindu-vă cu unul sau cu altul. Amândoi vă sunt părinți. Să nu judecați voi. Dacă trebuie să apărați că tata e agresiv, să apărați, dar să nu ripostați. Dumnezeu va judeca pe cel care dă-n tată. Adică aduceți pace dacă puteți, dar nu creați conflicte aliindu-vă în tabere. Da. Ar fi multe de zis aici. Mai avem una? Câte mai sunt, să știu și eu când? Vreo 15? Nu mai trimite SMS-uri. Ce înseamnă respectul pentru părinții persoanei cu care intenționezi să te căsătorești în cazul în care acestea nu sunt credincioși și nici nu sunt de acord cu căsătoria? Păi respectul este respect. Aici va fi testul tău. Ei nu sunt de acord cu tine, cu căsătoria ta. Propune-ți să le cucerești inima. Respectă-i. Cine știe, 1000 de rațiuni pot fi la mijloc, că nu le plac lor aranjamentele de voi făcute. Dar trebuie să iubiți, trebuie să respectați și încă ceva. De dragul partenerului cu care te căsătorești, fetei sau băiatului, de dragul lui, să-i respecti părinții. Da.
să le vorbiți frumos, să treceți peste supărările lor. Dacă nu vor să vină la nunta voastră, să iertați pentru asta. De ziua lor de naștere să-i sunați, să mergeți acasă, să le trimiteți un cadou, să vă dați peste cap, luntri punte, să vă faceți numai să vă restaurați. Țineți minte, cel mic trebuie să se smerească, deși eu știu că împăcarea vine numai când cel mare vrea. Împăcarea vine numai când cel mare vrea. Nu s-a putut nici Dumnezeu împăca cu lumea până n-a vrut Dumnezeu. Da? Și asta e și o vorbă pentru cei care poate vă gândiți că sunteți mari în relație cu alții. Un profesor de-al meu, față de care am mare respect, mi-a spus odată o situație. A zis așa: aveam un coleg de birou care în discuțiile mele private cu el era foarte nice. Dar când eram în ședință, m-ardea când era lumea mai dragă. Și mi-am dat seama că băiatul ăsta, omul ăsta are ceva cu mine. Și nu-mi zicea nimic. Într-o zi mi-am luat inima în dinți și m-am dus la el și am spus așa: dragul meu, eu ți-am greșit ție. Cândva ți-am greșit ție. Te rog frumos să mă ierți. Pentru tot ce ți-am greșit ție, te rog frumos să mă ierți. Profesorul a spus: nu mi-am adus aminte să-i fi greșit vreodată. Nu știu ce să-i fi greșit vreodată. Dar a zis el, or fi și greșeli de care nu știi. Și mi-am cerut iertare. Și în momentul în care mi-am cerut iertare, mi-am câștigat un prieten. Deci pacea se face când cel mare se smerește. Și în casă e așa. Și în biserică de multe ori e așa. La muncă e așa. Așa funcționează relațiile. Și Dumnezeu a avut prima inițiativă când s-a împăcat cu noi. Noi îl tăbajucoream, nervoși pe el. Și el ne-a câștigat inima smerindu-se. Bun. Care este atitudinea corectă înaintea lui Dumnezeu față de părinți? Limitele între ascultare, cinstire pentru cei care locuiesc cu părinții după perioada studenției, două și așa, nu se pune problema de respect sau recunoștință, dar până unde merge autoritatea, ascultarea, controlul lui părinților asupra propriului curs al vieții, deciziilor? Da? Foarte bine ați spus problema. Sigur că respectul și tot ce înseamnă onoare rămâne în relația cu părintele, dar după o anumită vârstă, chiar dacă sunteți singuri, vârsta asta cu 25 e oarecum arbitrară, poate fi și mai devreme chiar, dacă ați început să fiți independenți din punct de vedere financiar, cred că odată cu asta ne putem câștiga și dreptul de a lua decizii în viață. Dar ascultarea și respectul nu e, cum să spun, adică un părinte înțelept îți dă înapoi libertatea. Situațiile în care ne batem pentru independență sunt rare. Și dacă s-ar întâmpla în casă cu părinții să fii tatăl tău sau mama să spună, vezi că nu-i bine asta, reflectă. Nu arunca înapoi a ta zicând că ești deștept, reflectă. Și chiar acceptarea ideii că tata ar putea să aibă dreptate și că reflecți este o dovadă de ascultare. Poate că greșește. Negociați, discutați, lămuriți lucrurile. Numai să fie pace. Nu știu cum stăm cu întrebările, am ajuns la cele 20 de minute aproape. Hai să vedem. Când vedeți căsătoria între două persoane de apartenență religioasă diferită? Când? Eu am văzut, deja m-am și gândit că e programată. Exemplu pentecostal și evreu mesianic. Credeți că se poate ajunge la unitate? Biblia spune că trebuie să ne căsătorim în Domnul. Prin urmare, căsătoria se face cu o persoană care are o naștere din nou. Dacă evreul mesianic este botezat cu botezul creștin și îl mărturisește pe Domnul Iisus Hristos, e botezat în apă la maturitate, te poți căsători cu el. Dacă nu, nu. E o problemă aici cu apartenența religioasă. Va trebui să fiți foarte atenți până unde permiteți coborârea standardelor. Na, au fost vremuri când pentecostalii erau excluși și baptiștii de asemenea când se căsătoreau între ambele biserici excomunicau.
Eu cred că s-a greșit. Ideea este următoarea. Cine mărturisește pe Iisus ca Domn, s-a pocăit de păcate, s-a botezat în apă la maturitate, e parte în biserică, nu? Acolo, slujește lui Dumnezeu, e compatibil. Culoarea confesională nu e neapărat definitorie. Da. Bun. Ai de mine. Și roman. Deci nu văd până acolo. Considerați că, nereușitele și eșecurile de a ajunge în pragul prieteniei și a căsătoriei poate fi lipsa implicării în slujire într-un mod profund? Ca să fiu mai explicită. Am fost acuzat de multe ori de persoane din biserică că nu lucrez suficient cu capacitatea pe care mi-a dat-o Dumnezeu, fapt pentru care nu se concretizează idealul de ajunge la căsătorie. Considerați că voia lui Dumnezeu este ca să slujesc mai mult așa necăsătorit sau să pun accent profund pe slujire, chiar dacă nu o pot face cu inimă împlinită. Da. Slujirea și căsătoria se leagă una de alta doar în măsura în care na, când lângă ea, la cor și cum te cheamă? Nu aș face o legătură între cele două. Slujirea nu descalifică și nici nu neapărat condiționează realizarea unei căsătorii. Sunt băieți care nu fac în biserică nimic și sunt soară, fete care de asemenea sunt implicate într-o slujbă vizibilă și se mărită. Nu implicarea, slujirea publică ne face mai vizibil sau invizibil, ci poate felul nostru. O fi ceva și în zona asta. Ar mai fi acolo de spus ceva, dar cred că ieșim un pic din cadru. Cum punem în practică cinstirea părinților în acest caz? Dacă ei au învățături neînțelepte, trebuie să le dau o ascultare? Dacă ei te presează și vor să te țină ca într-o plasă, fără să ai simțul independenței, ce trebuie să faci? Da, am dat răspuns. Spune-le că nu poți. Da, spune-le că nu poți, nu că nu. Și mai sunt situații în care chiar ar trebui cerută consiliere. Am avut situații că părinții n-au vrut să-i lase să se căsătorească, nici cum, și scăta să rezolvăm de problema acum. Și părinților le-am spus ce se poate spune numai lor. Și au zis bine. Da. Ținând cont, asta e ultima. Da. Ținând cont că scrie în cuvânt să se bucure părinții mei de mine și de tăria mea, cum ar trebui procedat când părinții mei care sunt credincioși, nu se bucură de dedicarea mea față de Dumnezeu, ba chiar devin uneori critici la zilele mele de post și rugăciune. Deci ei nu se bucură de trăirea mea, relația mea cu Dumnezeu, care din perspectiva lor pare puțin extremistă. Dacă trăirea mea nu le aduce bucurie, cum ar trebui să privesc lucrul acesta? Cum să-i mulțumesc și pe ei, dar și să am o viață trăită cu pasiune pentru Dumnezeu? Se poate lucrul acesta? Slavă Domnule, mai sunt și așa oameni și copii care se roagă atâta și postez și părinții. S-ar putea totuși să existe o problemă. Apreciez pasiunea dumneavoastră față de Domnul și rugăciune, dar s-ar putea undeva totuși să existe un exces. Gândiți-vă la asta. Eu am întâlnit situații că n-am mai vrut să învețe numai la rugăciune, post, în urma unor profeții primite, canoane din acelea, care erau chiar erau ușor extremiste. Sfatul meu este următor. Contactați-l pe păstorul dumneavoastră și povestiți-i problema asta și cereți-i sfat. Vă cunoaște, îi cunoaște și pe părinți, puteți discuta mai pe larg speța și o să vedeți dacă nu cumva e ceva în zona să nu fii prea neprihănit ca să nu te pierzi singur. Să mă ierte Dumnezeu dacă greșesc. În același timp încurajez să postiți, să vă rugați, să aveți frică de Dumnezeu. Un om evlavios, dacă postește de două ori pe săptămână, nu niciun bai. Cu excepții poate fi și mai mult. Și rugăciune în fiecare zi. Mi-ar fi frică să le dau dreptate părinților necunoscând speța și dreptate dumneavoastră necunoscând speța. Da.
Ce faci când părintele cu care locuiești devine orgolios și superior? Era să citești sponsor. E greu să reziști când locuiești cu persoane care sunt convinse că mereu au dreptate. Cum să gestionezi această situație? E greu. Probabil că atâta timp cât locuiești în casa lor, trebuie să accepți autoritatea lor asupra ta. Dacă poți să fii independent și poți să te muți în altă parte, nu greșești. Respectul trebuie să îl păstrezi așa. E posibil conflictul să vină din faptul că e spațiu prea mic. Dumnezeu știe. Și chiar prin ce se întâmplă acolo să fii invitat să iei drumul din cuib. Da. Ce faci când ai un părinte care te ironizează mereu? Rabzi. Da. Te rogi, rabzi și te porți frumos. Cum să acționezi când Dumnezeu nu mă călăuzește în luarea unei decizii? Nu există așa ceva. Te călăuzește. Deocamdată tace. Dar va vorbi în final. Da. Că ai zis că numai două mai sunt. Nu. Mai puteți sta? Sau alege trei dintre ele. Alege trei dintre ele și gata. Ați făcut o afirmație cam așa. Alege ale mai ușoare. O afirmație cam așa. Nu există ca părinții să nu se amestece în treburile copiilor. La orice vârstă a copilului e valabilă afirmația? Am mai scos un pic din context afirmația. Da, se amestecă. Și asta există. Ce am vrut eu să subliniez este că părinții au din partea lui Dumnezeu autoritate. Și în numele acelei autorități e legitim ca el să te întrebe și tu să-i dai socoteală. Asta am vrut eu să spun. Părintele nu-și depășește mandatul când te întreabă la ce oră ai venit acasă. Și tu trebuie să-i dai seama. Și nici nu este în afara mandatului când întreabă cine e prietenul tău, cu cine te mai întâlnești, unde ai fost, ce ai făcut. Tu trebuie să-i spui. Asta am vrut eu să scot în evidență. Nu că ei pe tot locul și vor să știe. A scos-o ușor din context și nu e chiar ce am vrut. Cum poate cineva să fie sigur că este născut din Dumnezeu și nu doar o sumă de eforturi personale omenești, forțări de împlinirea cuvântului Dumnezeu, care parcă nu realizează ce dorește inima lui Dumnezeu? Eu aș zice măcar așa două indicii, poate trei. Cine născut din Dumnezeu plânge în rugăciune, își plânge păcatele în rugăciune. Cine n-a plâns în rugăciune pentru păcatele lui, acolo trebuie să-și pună niște întrebări. Cine născut, sunt niște semne vitale, îți vine din tine să mergi să te rogi și să citești în Biblie, dar o simți asta ca pe un dor, ca pe ceva așa. Caracterul, viața este înnoită, schimbată, nu trăiești în păcat. Sunt niște indicii. Acum accelerăm spre ultima întrebare. Sau e gata? Slavă Domnului. Nu. Așa. Dacă am luat o decizie cu ceva timp în urmă, de care nu suntem siguri că a fost voia lui Dumnezeu, ce ar trebui să facem? Să anulăm toate activitățile de pe urma acelei decizii sau să ducem la bun sfârșit tot ceea ce am început? Nesiguranța nu este o confirmare a faptului că nu-i bine. Sfatul meu este să vă rugați și să vă sfătuiți și să vă asumați drumul. Adică aș face o aplicație. Fata a decis să se căsătorească cu un băiat. S-au căsătorit. Și acum se întreabă, oare a fost voia Domnului? Aici deja trebuie să-ți asumi. S-a trecut de o limită, acum ești căsătorită, te duci înainte și s-a încheiat. Pe de altă parte, sunt lucruri în care se poate da înapoi. Întrebarea aruncă așa o chestiune foarte generală asupra unor zone în care, dacă eu zic ceva foarte concret, s-ar putea să fie razna. De aia rămânem doar la zonă de principii. Nu, voia lui Dumnezeu nu exclude suferința. Și eu vă mai spun ce cred. Dacă noi l-am căutat pe Dumnezeu cu toată inima,
Și ne-am rugat și am luat o decizie și decizia aceea nu-i după voia Lui. Eu cred că Dumnezeul în mâna căruia mi-am pus viața când m-am rugat va interveni și mă va opri. Nu mă va lăsa. Ar fi o vorbă lungă pe subiectul acesta și nu fără folos. Da? Nu ne va lăsa. Efectiv va interveni. L-am văzut în viața mea intervenind de câteva ori. Oprindu-mă efectiv. Deci m-a oprit efectiv. Lăsându-mă să sufăr, ca după aceea să-mi dau seama cât de bun a fost când m-a oprit. Și pe Pavel l-a oprit. Țineți minte când l-a lăsat să meargă în Bitinia. Și nici în Asia. Ca după aceea să-i spune, du-te în Europa, în Macedonia. Deci dacă te găsești în situația asta, nu sunt sigur cum să fac, ce să fac, roagă-te și încrede-te în Dumnezeu care ți se va pune în cale, dacă îi primești. Da? Cam așa aș vedea problema. Eu nu știu dacă voia lui Dumnezeu este să mă căsătoresc. Este greșit dacă doresc un răspuns din partea Domnului în această direcție, înainte de a mă ruga pentru căsătorie? Da. Adică nu-i greșit. Poți să te rogi. Căsătoria nu este obligatorie. Căsătoria este o alegere. Dacă vrem să ne căsătorim, e bine, dacă nu, nu. Nu ești pe jumate om dacă nu te căsătorești. După Noul Testament, viața celibatul este binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează celibatul și la fete și la băieți. Nu e un handicap social dacă ești necăsătorită, nu? Decât măritată cu oricine și numai așa, și cu suferință și câte, mai bine singură. Și în Biblie scrie asta. Deci nu chiar neapărat să râvniți după ceea ce nu vi s-a rânduit. Dar dacă vă doriți căsătoria, iară nu greșiți. Oricum, rugăciune ne poate scoate la iveală. Sunt și alte semne. Da? Alte semne. Biblia zice, nevoia o cere. Și acolo deja intrăm în antropologie. Da? Așa. Și în biologie. Bine. Am încheiat. Asta era ultima, nu? Vă mulțumesc foarte frumos. Cu voi a fost interesant vorba lui Ioan Gură de Aur, când odată lungindu-se la predică s-a scuzat zicând, când v-am văzut cum ați ascultat, mie mi-a venit să vă tot zic. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai am o vorbă, dacă mă permiteți. Băieților mă adresez acum, dar și fetelor, în special băieților. Rugați-vă lui Dumnezeu și întrebați-L să vedeți în ce măsură este voia Lui să veniți să faceți Institutul Teologic. Acum eu vorbesc ca rector al acestei școli. Sunt acolo niște pliante, puteți să luați informații. Rugați-vă Domnului, vorbesc foarte serios. Poate că în planul Lui este să faceți această școală, să vă pregătiți ca lucrători. Întrebați-L. Dacă sunt probleme financiare care v-ar despărți de acest obiectiv, nu le băgați în seamă. Dumnezeu va purta de grijă. Cum a purtat de grijă celor care ne sunt acum studenți la zi, nu știu dacă sunt 2-3 care plătesc taxe. În restul, Domnul cu mila. Și mare, și Domnul și mila. Da. Va purta de grijă. Asta să nu fie piedică. Numai atâta, să identificați. E voia Domnului pentru mine. Luați informații, uitați-vă pe site-ul școlii, rugați-vă și vă așteptăm la examen. Bine? Și pentru fete. Avem programul de master. Biblie și societate. Primim și fete. Da? Acum avem o echipă de băieți în anul întâi. N-am prea făcut noi mare publicitate că primim și fete, dar acum facem. Da? Nu știm cu ce vă veți alege de la asta. Poate cu Biblia, poate cu societatea. Așa. E un master frumos, un program despre care iară puteți culege detalii și din pliantul pe care l-am pus acolo, dar și mai ales de pe site-ul școlii. Sunt perspective pe care le putem avea în educație, perspective care ne ajută să slujim lui Dumnezeu mai bine. Amin. Vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea și sinceritatea care ați avut-o și curajul de a pune întrebări. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să mulțumesc celor care au slujit în această dimineață. Mulțumim fratelui Brie pentru că s-a pus la dispoziția Domnului și ne-a onorat cu prezența lui. Și
la final, cred că mai presus de toate acestea, suntem datori să mulțumim Lui Dumnezeu că în această zi a fost în mijlocul nostru, că în această zi ne-a vorbit și mai mult de atât, să fim niște oameni înțelepți care nu doar se uită în apă și își văd fața și pe urmă pleacă și uită ce au văzut, ci tot ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit astăzi. Să luăm și să punem în practică din momentul în care ieșim afară. Haideți să ne ridicăm în picioare și facem această rugăciune prin fratele Marius Danci. Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi, Doamne, ziua de astăzi. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Cel care dai răspuns, indiferent de care sunt nevoile noastre. Doamne, îți mulțumim că ne-ai vorbit și în ziua de astăzi. Ne vrei, Doamne, cu totul pentru Tine, să ne punem la dispoziția Ta cu tot ceea ce avem, Doamne, pentru că mai presus de ceea ce vor oamenii, mai presus de ceea ce așteaptă ei de la noi, Doamne, Tu ne vrei binele pentru că ne iubești și ne-ai vorbit, Doamne, în dragoste și în dimineața aceasta. Mă rog să lași, Doamne, ca tot ceea ce am auzit să ajungă la inima noastră și să putem să punem în practică lucrurile acestea. Mă rog să-i binecuvintez pe toți cei care au fost în dimineața aceasta, la conferința aceasta, lasă binecuvântarea Ta peste ei, Doamne. Mă rog și peste fratele Nelu să-l binecuvintez, Doamne, în slujirea care are de făcut, să-i răsplătești, Doamne, dragostea și osteneala de a fi împreună cu noi, Doamne, și credem că toate lucrurile acestea sunt spre folosul nostru, de aceea Te binecuvântăm și îți mulțumim, Doamne, pentru ceea ce ai făcut pentru noi și pentru ceea ce vei face pe mai departe. Fie binecuvântat numele Tău, de acum și până în veci. Amin. Foarte scurt, un singur anunț care mi-a scăpat. Toți cei care sunt studenți și nu sunt din Cluj, aș vrea să rămâneți puțin pe loc și cei care au organizat conferința aceasta au o surpriză pentru voi și să vă bucurați și voi de ea. Cam acestea ar fi. Dumnezeu